găsit, dragi prieteni, ai dialogurilor între minte și inimă. În această seară avem o temă care s-ar putea să vi se pară puțin neobișnuită. Ea sună în felul următor. Călătoria șamanică fără șaman. Invitata mea este doamna Liliana Stanciu, trainer acreditat EFT, pe care o salut cu această ocazie. Sărut mâna, Liliana, și bine ai revenit la dialoguri între minte și inimă. Bine, pentru a nu știu câta oară. Pentru a nu știu câta oară, dar după o pauză care a meritat să fie luată ca să pot face lucruri despre care urmează să povestim. După o pauză în care ai făcut niște treburi foarte interesante, aș putea spune, și îmi permit să punctez eu primul lucru, ai fost în Brazilia, ai făcut o călătorie în Brazilia, nu oriunde, ci la șamani. Și la șaman fără șaman. La șaman fără șaman, o să exact, explicăm, da? Cum vine asta. Explicăm despre ce este vorba. Dar aș vrea să te rog în primul rând să spui câteva impresii despre călătorie în sine și Brazilia, cum a fost, cum ți se pare, cum este față de România. Nu întâmplător am ales subiectul ăsta pentru că totuși de suflet pentru mine rămân tehnicile energetice pe care le practic de mulți ani, despre care noi am vorbit în trecut, respectiv eliberarea emoțională și matricea, reimprentarea matricei energetice, informaționale. Le-am regăsit acolo în această călătorie. Din această perspectivă vreau să vorbim acum despre călătoria inițiatică, șamanică, fără șaman, în sensul descoperirii a ceea ce este interior și ceea ce noi căutăm cu ajutorul anumitor tehnici până într-un anumit punct, și acolo am găsit partea experimentală, transformațională, și am reușit să îmbin tehnicile energetice pe care le aplic în România cu ceea ce am trăit acolo. Și am și regăsit o parte din aceste tehnici de aici. Asta mi se pare fascinant. Da. Voiam să te rog să-mi vorbești puțin despre experiențele tale personale. În primul rând, acolo, ca și pauză, că am menționat-o deja în pauza asta, care a fost de vreun an de zile, de când nu ne-am văzut, cred, am tot continuat cu tot felul de cursuri și certificări pe această direcție a tehnicilor energetice, da, da. Tehnici eliberare, de eliberare emoțională, așa cum le cunoaște lumea, sub numele de EFT. Da, Emotional Freedom, Freedom Techniques, abrevierea fiind tehnica în limba engleză. De echilibrare emoțională, dacă, da, am, dacă da. Sper că am tradus bine. Da, 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 tehnici de eliberare emoțională. Sunt tehnici pentru că sunt mai multe, dar sunt abordări ale unui concept unic pus în temă în felul ăsta de Gary Craig, fondatorul. Spuneam că au continuat aceste cursuri, le-am grupe de practicieni pe care le formez de ceva vreme, cursurile de Matrix Reimprinting susținute de Carl Dawson la noi în țară, care vin ca urmare, un pas următor după tehnicile de eliberare emoțională, au prins contur și a fost o activitate de bază în sensul ăsta, în paralel cu căutările mele, care au continuat. Da, asta e foarte frumos că ai reușit să-l aduci pe Carl Dawson în, da, în România. Nu numai eu, suntem doi traineri acreditați în România. Okay. Și felicitări și, da, da, și ție și celelalte este persoane. Este o echipă, este un lucru pe care noi îl facem, nu împreună, separat, fiecare cu grupele de cursanți, dar direcția asta este. Și Carl Dawson a venit și la invitația unui trainer și a celuilalt și va veni pentru ultima dată în aprilie, de data asta, la anul noi. Anul acesta, da. Anul acesta, dar mă bucur foarte mult. Deci ai pus umărul la un lucru foarte bun, ai mai pus România pe hartă dintr-un punct de vedere. Da, nu-mi vine să zic că am pus-o eu. E mult spus. E un lucru. Mi-am când aduci aportul. Un trainer din acesta mare, da, renumit, da, în țară, aportul înseamnă ceva pentru noi. Noi, tu știi bine din eforturile personale. Noi facem ce facem pentru noi, ne ducem, căutăm soluții afară și acolo rezonăm cu anumiți oameni și noi nu ne ducem ca să aducem oamenii acolo pentru binele României. Deși în adâncul sufletului asta este o bucurie pe care o avem. Dar de ce să nu recunoaștem? Fiecare se duce că îl doare foarte tare pe el. Putem să convenim că
toate căutările, tot ajutorul pe care eu l-am dat mai departe oamenilor a pornit din nevoi interioare, din propriile răni care m-au determinat să caut rezolvare în afară. Și așa s-a întâmplat și cu Brazilia, ca un pas firesc, după ce am pus la lucru ceea ce știam deja și lucrurile în care m-am certificat. În ultima parte a anului trecut, absolut întâmplător, am purtat o discuție cu cineva, mi-a lansat o invitație, mi-a povestit, nu mi-a lansat invitație, mi-a povestit de o călătorie pe care a făcut-o și a făcut click cu mine. Mi-am dat seama că e o chemare, noi vorbeam înainte de a începe emisiunea, nu ești gata până ești gata. Da. Nu ești, cu siguranță. Apropo de încearcă să deschizi ochii cuiva, chiar și ție, înainte de a fi pregătit. Deci nici măcar cu un pic înainte de a fi pregătit. Deci până nu ești copt, zic eu, dar în sensul, nu vreau să ne ducem în zona aia, nu sunt copt, nu sunt gata, înseamnă că e ceva, știi, din energia de a nu fi de ajuns. Nu. Mai degrabă din încrederea, cum te uiți la un fruct și știi că este... Urmează să se coacă, dar nu poți să-l forțezi, e un proces firesc. Întrebarea este, putem să avem încredere și noi să facem acest lucru cu viața noastră? Să spui, ok, am nevoie de un timp care va veni și pentru mine și trebuie doar să fac ce am de făcut eu pentru acel lucru. Și eu am făcut acești pași. Ți-ai luat hotărârea, lucru care te-a ajutat foarte mult. Da, a trebuit să facă click. Adică dacă m-aș fi dus, am o prietenă foarte bună care de zile îmi vorbește despre călătorii și spunea, hai în Peru, hai în Peru, hai în Peru, hai în Peru. Ziceam, nu, e pentru mine, nu simt. Nu acum, aveam alte priorități, nu făcea click nicicum. Ei, de data asta a făcut click într-un mare fel, nu pentru că era Brazilia sau Peru, nu făceam nicio diferență. Știam că nu vreau ceva, dar nu știam ce e acel lucru pe care nu-l vreau. De-abia acum, după ce s-a închis cercul, înțeleg perfect de ce am ajuns acolo, de ce inima mea cumva a ales o călătorie șamanică fără șaman. Pentru că am fost într-un loc condus de cineva, o persoană, o doamnă care de peste 25 de ani cercetează stările modificate de conștiință și trece prin procese de lucru, călătorii inițiatice, șamanice, a organizat un astfel de centru fără șamani, adică ea a lucrat în zona Amazonului peruvian peste 20 de ani cu șamanii, dar prin pregătirea ei de doctor în psihologie, psihoterapie pe care a aplicat-o, hipnoterapie, toate procesele de lucru, a avut nevoie, fiind o structură mentală, a avut nevoie să le pună împreună cu practicile și a rezultat această metodă în care te duci, te întâlnești cu tine în propriu cel mai, deci dincolo de orice metaforă. Da. Te întâlnești cu tine. Deloc confortabil, am scris pe site în amănunt această călătorie, procesele de lucru, ce s-a petrecut acolo, drept pentru care nici nu-i de mirare după ce am ieșit din această experiență, am știut de acolo. Eu nu am viziuni sau nu aud lucruri în sensul în care cei cu clar simțuri o fac. La mine este ca un fel de curgere de a ști. Și am avut acest adevăr al lucrurilor care trebuie și pot fi făcute. Nu că trebuie. Pot fi făcute și urmează... Poți să crezi, am trăit viitorul fără să-l trăiesc. Adică am știut că mă voi întoarce acolo, nu oricum, ci foarte repede, nu singură, ci cu grup de oameni. Adică era o realitate pe care am trăit-o acolo ca într-o lume paralelă. A fost așa și am știut, fără să am viziuni sau ceva. Când vorbim, deja multă lume cred că e conectată la un... La certitudine, exact. Până la urmă, că despre asta vorbim. Da. Aș vrea să-mi spui cumva cum este această curgere a stărilor interioare în cazul procesului șamanic, fiindcă sunt cumva curios să o compar cu alte tehnici de introspecție. Mm-hmm.
cea mai puternică componentă mi se pare cea de observator, în care nu pierzi nicio clipă controlul, deși este o stare modificată de conștiință și ai fi furat la un moment dat de frica de a nu avea controlul, îl ai, dar știi care e paradoxul? E preferabil să nu-l ai. Îl înveți în timpul acelor experiențe, te observi, îți urmărești procesul gândirii fără a putea interveni foarte mult în ceea ce simți din punct de vedere al emoțiilor și corpului. Ca și cum ai fi prizonierul cuiva, ca în final să-ți dai seama că ești prizonierul propriei minți. Dar nu e ceva citit dintr-o carte, de aia nu sunt cuvintele suficiente și da, nu ai experimentat stările respective. Pe blog am descris procesul și în amănunt, pentru că e un spațiu larg acolo și poate fi făcut. Nu, într-o emisiune sigur nu ne-ar ajunge, adică aș fi în stare să vorbesc acum, mai ales că m-am întors astăzi. Săptămâna trecută am venit, deci puțin peste o săptămână a trecut de când am venit. E proaspătă experiența, aș putea spune că încă sunt în energia de acolo. O anumită parte din mine este, un aspect. Vorbesc la aspectele care au rămas acolo conectate. Deci ăsta mi se pare cel mai important lucru. Ești observator, dar nu din cărți, nu observatorul care noi încercăm să fim prin anumite procese de lucru, tehnici, chiar și meditații și lucruri pe care le experimentăm procede aici. Procede contemplative, de interiorizare, da, respirație, da. O gamă foarte largă de lucru. Care toate ne ajută, toate ne ajută până într-un punct. Știi până în ce punct? Ne ajută până în punctul în care noi iarăși ajungem acolo în miezul lucrurilor în care spune predă-te. Adică nu spune nimeni, dar tu știi că ce ai de făcut ca să mai faci un pas este să intri în energia lui, facă-se voia ta, ceea ce noi numim predă controlul, curgere în flux, spune-i cum vrei, da? Nu știu, da, da. Fiecare tehnică are propria exprimare. Bun. Și noi știm că acolo este, se creează, se produce o conexiune, se întâmplă ceva, e un proces transformațional, da? Și tot încercăm să facem. Chiar eu am pus pe resursele gratuite pe site cu mulți ani în urmă un pilon format din 3 exerciții, dintre care unul, chiar așa se numește, mă predau. În sensul, am intuit, am simțit că e foarte important acel lucru și toată viața mea tot am încercat să predau controlul. Chiar vorbeam înainte de emisiune, da. Exemple din astea banale, da. Legate de mașină, da, să ai, da. Să n-ai, să te ții control într-o formă sau alta. E, și acolo ajungi în aceste călătorii inițiatice, într-o anumită stare, într-un anumit loc. E nevoie să fie Brazilia, o să mă întrebi. Zic da în momentul ăsta, așa, cu rezerva, okay. Că nu e neapărat să fie numai Brazilia, poate să fie. Da, te ajută foarte mult energia acelui loc. Da, poate fi, cred că, experiența adusă cumva și într-un alt context. O să spui, dar ce mai în România nu putem să facem? Absolut, dar trebuie respectate niște condiții. E nevoie. Dacă sunt condițiile alea îndeplinite, se pot face. Oricum îți trebuie 7-9 zile. Nu poți să o faci într-un weekend, ai nevoie de integrarea lucrurilor pe care le trăiești. E matematic aproape procesul, dar trebuie să faci pașii respectivi. Și spuneai, care e câștigul, deci, cel mai mare? O călătorie la propriu și la figurat. Da, la fel ca acea călătorie pe care a făcut-o printre alții și Paulo Coelho la Santiago de Compostela, da? Da, care cum să zic, datorită energiei locurilor, tu reușești să intri într-o călătorie interioară. Că și aia e făcută fizic, într-un anumit ritual, dar tot cu tine te întâlnești. Știi că la Santiago de Compostela există persoane care se duc cu mașina până într-un punct și fac ultimele 5 minute din călătorie. Fast food spiritual, cum ar zice un prieten de-al meu. Da. Deci și aici cred că este același lucru. Dacă fentezi călătoria, pierzi experiența. Da, da.
E nevoie, chiar toți pașii ăia, inclusiv cei 12.000 de kilometri parcurs și tot, cu încercările prin care treci, dacă treci, că nu-i nevoie să... Deci nu este o rețetă, nu e aceeași rețetă pentru fiecare, dar sunt niște pași foarte bine puși la punct de această femeie care a pus bazele centrului în care eu am avut norocul să ajung. Am avut norocul să rezonez cu ce se petrece acolo, să regăsesc acolo părți din cursurile, din reprogramarea matricei informaționale și ea era fascinată, mă verificase toate cererile, sunt revăzute de ea înainte de înscriere și a văzut că sunt trainer, ce fac, care activitatea de bază. Acolo, absolut întâmplător, unul din cei 17 participanți bătea într-una pe puncte, el lucra când avea o traumă sau ceva, era cuplat la tehnicile energetice, de știa cum să lucreze cu ceea ce eu lucram. Ea ne-a spus, oh, dar mică-i lumea, uite, dar ce faceți voi? Și i-am explicat în câteva cuvinte, i-am spus, uite, ce faci și tu până în punctul ăsta? Pentru că am fost fascinată. Există niște anumite workshop-uri pe care ea le face înaintea ceremoniilor respective, de câte 2-3 ore zilnice, apoi de împărtășirea experiențelor prin care pui o sămânță, crești ca fast food-ul spiritual, dar cum să-i zicem, trăire la... magică, adică într-o noapte se coace, să zicem, într-o zi și o noapte se coace, prima experiență, da, produsul, ai cules experiența și a doua zi împărtășești că ai nevoie de integrare. De asta ai nevoie de cineva specializat care face, o să spui șamanul nu e specializat, absolut, dar nu o să-ți împărtășească niciodată din ce face. Șamanul își pune practicile lui și le face și le pune la lucru și își trăiește viața de șaman și prin experiența lui te impactează pe tine și te susține dintr-un plan de el știut și înțeles, nu stă să-ți explice, ca tu să integrezi propria ta trăire și să aduci mintea și inima cumva. Simți ușurarea, simți rezolvarea din experiența respectivă, dar eu am avut nevoie și de a înțelege cu mintea tot timpul, deși nu o pun pe piedestal, dar vreau să-i dau bucățica de care are nevoie. Liliana, am o întrebare pentru tine. De ce este rău să deții controlul în viață? Fiindcă unii telespectatori ar putea întreba lucrul ăsta, că am tot vorbit despre a preda controlul, controlul. Dar oamenii pot să zică, domnule, dar nu e nimic rău în a avea controlul. Nu e rău. E greu. Nu e rău. Dar de multe ori e greu. Pentru că sau imposibil, poate. În primul rând că e o iluzie. Dar hai să lăsăm partea aia, că nu m-ai întrebat dacă e real sau nu să deții controlul. M-ai întrebat dacă e bine. Admițând că noi rămânem în paradigma că deținem controlul, ceea ce e o iluzie, dar am pus subiectul ăsta. Am pus subiectul ăsta deoparte. Admițând că îl deținem, hai să zicem care pretenția asta mintea, ajunge la niște rezultate până într-un punct în care se blochează și îți dai seama că e greu. De asta spun, te împiedici, în atașamente. Pentru că atunci când deții controlul, vrei ca lucrurile să meargă sau te aștepți, hai să zicem, ca lucrurile să se rezolve pe un anumit fir, într-un anumit fel. Și te trezești că viața îți deschide alte porți. Dar tu nu le vrei, că le vrei pe alea. Și din păcate ratezi oportunități și în loc să te duci pe un drum ușor, ce înseamnă? Înseamnă drept, fără hățișuri și ajungi la destinație. Cum rezolvă unii în viață? Așa. Și alții să zbat și curge sânge. Da, despre asta vreau să vorbim un pic mai mult, dar hai să facem prima pauză din emisiune și revenim imediat. Absolut. Te
terapii pentru trup și suflet se realizează în această seară împreună cu doamna Liliana Stanciu, trainer autorizat EFT. Tema serii este călătoria șamanică fără șaman. Liliana, hai să vorbim puțin despre control în continuare. Uite, îți dau un exemplu. Am văzut un interviu pe internet, am văzut o filmare cu un interviu luat unui mare om de afaceri la nivel mondial. E vorba de Bill Gates, că până la urmă nu e niciun secret în treaba asta. Așa, și cineva îi lua un interviu în care îl întreba cum a reușit. Era ceva mai tânăr decât este acum. Și omul a spus, da, păi am făcut cu tare și foarte deschis a dat toată rețeta lui. La un timp după asta găsesc pe internet un forum dedicat acestui interviu. Câteva mii de oameni care au încercat să facă ceea ce a spus Bill Gates în interviu. Au încercat. Discuții lungi, nu știu ce. La un moment dat, unul din cele mai noi mesaje suna așa: fraților, dar a reușit careva făcând chestiile astea? Deci ce au încercat? Rețeta și să capete controlul. Eu personal, urmărindu-l pe Bill Gates, mi se pare un tip foarte deschis și care foarte relaxat. Uită-te la posturile lui. Da? Uită-te la cum stă pe scaun. Dar uite ce și nu caută controlul. E pentru prima dată când aud lucrul ăsta. Dar ce-mi vine să spun? El a descris o rețetă pe care nu a aplicat-o urmărind un rezultat, ci a făcut firesc niște lucruri și, dorind să dea o rețetă, a dedus-o din acțiunile lui. Deci el a descris o rețetă care a rezultat din niște rezultate și-a dat-o, iar ceilalți au pus rețeta în așteptarea rezultatelor XYZ. Este o mare diferență. El a dat rețeta pentru că a obținut-o, a dedus-o, a observat-o ca fiind nu răspunzătoare de succes, ci ca un tipar, ca un lucru care poate fi făcut. Și oamenii pierd din vedere nuanța asta, că poți să ai o rețetă, dar nu o poți aplica în ideea în care, da, te aștepți la rezultate în sensul, păi de ce o mai aplici dacă nu mă aștept la rezultatele alea? Înțelegem nuanța? Nu mă aștept cu sens de condiționare, pentru că dacă eu vreau neapărat să obțin rezultatul în forma asta, asta și asta, este cum ziceam apropo de control. Eu vreau într-o direcție și viața mea îmi deschide alte uși, nu le văd, exact, pentru că eu am condiționat niște rezultate de o rețetă pe care am pus-o într-un anume fel la lucru. Și o să spui, păi care-i rezultatul atunci? Care este concluzia? Ce e de făcut pentru cei care vor să aplice rețete? Aplici rețeta, urmărești rezultatul și în momentul ăla ai predat controlul și mai vorbim despre el, în sensul în care dacă iese, iese, dacă nu iese, nu iese, orice iese e un dar pentru tine și este o repoziționare ca să te duci în altă direcție, adică vezi ușile care se deschid și ferestrele care se deschid, indiferent. E atât de importantă nuanța asta. Indiferent dacă ție ți iese după mintea ta sau nu, că poate felul în care ți iese e pentru binele tău mai înalt, pentru faza imediat următoare. Și tu condiționezi, pentru că m-ai întrebat, de ce e atât de rău să deții controlul? Păi hai să vedem, cu ce parte din minte, din mine, stabilesc un anumit control? Cu o parte limitată, nu am perspectiva de ansamblu. N-ar fi nicio problemă. Lăsăm la o parte faptul că e o iluzie controlul, da? Da. Să da. Zicem că dintr-o perspectivă înaltă, adică atot cuprinzătoare în sensul ăsta, în care văd, știu adevărul, îl simt, îl trăiesc la cote
de întreg, să stabilesc atunci o linie directoare care să fie un control. Dar atât timp cât am rândureri, lucruri nerezolvate, emoții negative, gânduri negative, toate amestecate și cu pozitive și cu instrumente de lucru pe care le pun la treabă, dar oricum sunt amestecate toate. E foarte bine că sunt amestecate, pentru că se faci, când faci curat în casă, faci întâi praf, da? Corect. Un proces de lucru, lumea zice, lucrez de 20 de ani și n-am rezultate. Nu. Te oprești chiar înainte că rezultatele sunt imediate, ca vindecarea adevărată, ca totul. Ele sunt imediate și totuși se petrec în fiecare moment acum. Uh-huh. Tu trebuie doar să ai răbdare. Adică corect. Să predai controlul. A preda controlul înseamnă a avea răbdare și încredere. Da, foarte frumos. Nu înseamnă că cineva va decide pentru tine, tu ești ăla care decizi, dar stabilește din capul locului că faci tot ce poți ca un lucru să meargă bine și dacă nu merge, mulțumesc, Doamne, sau Univers, sau fiecare cum spune, next, următorul pas. O primă etapă ar fi, spre exemplu, să-ți dorești unde vrei să ajungi, dar să nu mai condiționezi modul în care vrei să ajungi acolo? Ce părere Absolut. Ai? Absolut. Exact asta s-a întâmplat în călătoria inițiatică, pentru că în anumite sunt procese de lucru și pentru fiecare se stabilește o intenție și au fost 4 astfel procese majore de lucru în cele 9 zile, 12 cu tot, cu drum și cu ce oprire am mai făcut. 4 intenții puse și la toate primit răspuns și rezolvare, nu așa cum am crezut eu, nimeni nu le primește așa cum ni le imaginăm. Și când faci integrarea și îți dai seama, privești retrospectiv și îți dai seama prin ce ai trecut, adică eu sunt de 5 zile, vorbesc în capul meu și nu reușesc să pun tot pe hârtie, să scot din sistem, pentru că sunt absolut fascinată de toată trăirea de acolo. Nu-mi vine să cred, Doamne, ce mare ești, cum ne poți arăta și da lucruri și noi nu le vedem, până când ajungi într-un astfel de proces transformațional în care ești obligat, forțat, silit, nu mai depinde de tine, adică nu mai conta că am citit sau nu din cărți și că puteam să implementez sau nu o tehnică sau alta. Nu se poate. Deci acolo ești pus în anumite procese transformaționale prin care îmi venea să zic ori la barilor la spital, dar nu vreau să sperii pe nimeni pentru că poate e o formulă prea dură, dar nu mai ai încotro, în sensul că nu există varianta de a nu preda controlul. Da. Ești obligat să-l predai prin ceea ce tu alegi. Deții controlul pentru că tu alegi să o faci, dar nu mai deții controlul ca și rezultat. Nu primești rezultatul în felul în care tu îți dorești. Va deveni foarte clar dacă lumea citește pe site descrierea completă a experiențelor celor 12 zile, o să înțeleagă despre ce este vorba. Da. Am simțit nevoia să vin și să spun, da, se poate fără șaman, în sensul în care tu înveți să fii șaman. E pretențios spus, nimeni nu vrea să insinueze că n-ai nevoie de șaman vreodată. Poți să te duci să faci astfel de călătorii, dar poți foarte bine să ai aceleași transformări, zic eu, chiar cu plusul integrării, al înțelegerii și al... Am căutat tot timpul, cel puțin în ultima perioadă, modalități de a obține o legătură puternică între minte și inimă. Știu că inima m-ar duce mai ușor spre ușurință, dar mintea a fost așa cum a fost ea, mintea învățată. Condiționează, clar. Condiționează. Da, și am avut nevoie să le pun la lucru împreună. Da. Scurtă pauză, după care revin din nou cu o întrebare care o să schimbe puțin cursul discuției. Sigur. Și
Școala Spirituală se realizează în această seară împreună cu doamna Liliana Stanciu, trainer acreditat EFT, tema serii fiind călătoria șamanică fără șaman. Liliana, cum ne schimbă experiența șamanică stările interioare, fiindcă noi avem niște stări interioare și acum, spre exemplu, când suntem în studio și când suntem la muncă și când vorbim cu familia și când dormim și așa mai departe. În ce fel se schimbă prin această călătorie șamanică fluxul și caracterul acestor stări? Noi suntem acum într-o anumită stare. Da? Da. La diferite nivele de conștiință, tot timpul, de stări de experimentare a vieții, da? La muncă, în emisiuni și așa mai departe. Dar purtăm măști în toate aceste ipostaze. Purtăm măști și când suntem numai noi cu noi. E mult de spus despre măști și lucru cu umbrele și poate facem o emisiune întreagă numai pentru asta, dar să zicem doar atât. Deci asta este diferența. Aici purtăm măști, în acele procese de lucru nu mai poți să porți măști, ești tu cu tine, ești cumva ajutat, ca să nu spun forțat, da. Să nu pot. Chiar ăsta este ajutorul cel mai mare care ți-e dat în călătoria șamanică, nu mai poți purta aceste măști. Și te afli tu cu tine în adevărul cu amare. Poate să sune foarte metaforic, dar vă asigur că este realitate, adevăr pe care îl vezi, lucruri fiecare în funcție de trăirile lui interioare. Și tu spui cum se întâmplă, care este starea interioară. Păi ești pus față în față cu fricile tale. Nu e ceva, nu este o călătorie în care tu te duci ca într-o meditație, observi cum stau lucrurile pe acolo, ți se relevă niște adevăruri, te vezi ca observator și dintr-o altă perspectivă, una lărgită, și poți să tragi niște concluzii și gata, ai ieșit din experiență cu înțelegerile alea. Nu așa. Adică ajungi la acele adevăruri, dar ca să o faci, n-ai putea ajunge la ele până n-ai da piept cu cele mai mari frici ale tale. Da. Și știi care este frumusețea? Că ești ajutat să dai cu alea subconștiente. Deci nu știm ce nu știm. M-am dus acolo crezând și având pretenția și umblăm prin viață în felul ăsta noi, că știm niște lucruri, anumite lucruri, și avem niște repere și măcar știu ce știu. Pierzând din vedere faptul că nu știm ce nu știm și ies așa ca dintr-o fântână și se uită la tine și zice, uite, eu asta sunt, frica asta subconștientă. Începe să iasă dragonul. Eu mi-am dat-o, da, adică e frumos și cu îngerași și cu unicorni în meditațiile noastre și în dimensiunile superioare la care ne conectăm. Doamne ajută și cu ajutorul rugăciunii și cu tot. Dar este doar o parte, este partea de lumină în condițiile în care noi nu vrem sub nicio formă în viața asta să privim întunericul. Și o să spui, bine, și tu ce ne inviți să privim întunericul? Vă implor să o faceți pentru voi, dacă vreți. Nu în sensul în care îl alegi și rămâi în el. Evident. Nu poți să privești lumina, să o experimentezi și să ai pretenția că ai ales-o, cu toate meditațiile și cu toți îngerașii, dacă tu bagi sub preș în adâncurile ființei tale, de, literalmente, deci vorbesc despre stări acum, dar vorbesc, aș putea să le spun, fapte. Sunt părți ale ființei noastre îndesate acolo, la care nu vrem să ne uităm și dacă ai norocul să te întâlnești cu aceste frici, ele se dizolvă după ce dai piept cu ele. Piept în sensul, nici măcar nu în sensul de luptă și rezistență. Pur și simplu sunt în fața ta, în sensul că te cuprind, ai senzația că te-au înghițit, ca să-ți dai seama că existi chiar și după ce nu mai existi.
Este un soi de moarte temporară înainte de a fi nevoie să mori cu adevărat. Nu vreau să sperii pe nimeni. Nu e numai metaforică, pentru că este o moarte anumită a unei părți din tine. Întrebare. Hai să spunem că o moarte simbolică. Simbolică. Deci, da, 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 da. Ca să nu dăm naștere la confuzii. Am înțeles, da. Sunt aici. Ești, da. Sunt și toți cei sănătoasă care... Sănătoasă tun. Da. Mai sănătoasă decât am plecat, da? Da. Și toți care... Suntem bine. Absolut, o moarte simbolică. Dar pot să zic că totuși, să o țin pe a mea ca Ion cu fluierul, e moartea unei părți din noi. Hai să spunem care e partea aia, ca să nu se mai sperie nimeni. Da. Partea din tine, ar fi bine pentru tine ca părțile din tine aflate în slăbiciune, în frică, în neputințe sau în frustrare sau în ce ori mai fi, să moară în sensul de dizolvat, să le integrezi? Evident. E interesant oare pentru telespectatori să obțină moartea simbolică în sensul integrării, asumării a părților din ei care îi slăbesc, îi duc într-o iluzie în care pun semnul egal, viața e suferință. Corect, da. Nu? Da, ei, despre da. Asta vorbim. Știi, apropo de control, că se spune toată lumea vrea să ajungă în rai, dar nimeni nu vrea să moară pentru asta. Uite aplicabilitate, exact, da. Exact proces inițiatic în care se moare cu ghilimele, foarte greu de acceptat chestia asta, dar odată ce accepți, devine sinonim cu a ceda controlul. Da, da. Pe care oricum nu-l deții. Și a renaște. Da. De a ceda controlul pe care oricum nu-l deții. Da. Deci de a înceta să mai fii în chinul ăla. Că... De a renunța la iluzia controlului, putem să spunem așa, este mai corect? Da, cred că putem să găsim. E mult mai frumos și mai corect. Fiindcă acceptăm iluzii în viață. Am cunoscut o persoană cu mulți ani în urmă, mult mai în vârstă decât mine, care îi plăcea să fie păcălită. În sensul rău. Dar nu neapărat rău. Asumat. Adică îi plăcea... Îi plăcea să îi se vorbească frumos, da? Și să plătească într-un fel sau altul pentru asta. Da? De genul. Se ducea în talcioc și cumpăra un produs de acolo, un bun folosit, mult mai scump decât în magazin. Dar asta doar dacă vânzătorul acelui bun îi vorbea foarte frumos. Uite cum acceptăm iluzii. Da. Da, dintr-o nevoie. Avea nevoie să primească recunoașterea valorii, zicem noi. Nu știu, prin filtrul meu am zis treaba asta. Orice simțea că primește. Evident. Dar bine ați venit, domnul Cutare. Dar vai, dar ce bucurie că vă vedem, dar ce bine arătați astăzi, dar nu cumva ați mai slăbit. Da. Din momentul ăla cumpăra orice. Deci dacă unul din cei care vindeau bunuri în talcioc acolo aveau inspirația să-i vorbească în felul ăsta, îi vindeau acea iluzie. Întrebarea este așa. Când omul ăla, la un moment dat, decide că vrea să schimbe acel lucru, că nu e obligatoriu, poate să trăiască toată viața cu lucrul ăsta, dar când devine conștient, din ce în ce mai conștient, că probabil acel comportament, că sunt niște tipare comportamentale, îl limitează din a obține o stare de pace, de bine sau rezultate materiale sau orice. Pe altă parte, poate omul se trezește și spune, ok, sunt gata să lucrez cu mine pentru a-și schimba această situație, am nevoie de ajutor. Eu pe mine să mă ajut în sensul ăsta, da, nu neapărat. Da. Adică să-mi ofer să mă duc, poate, într-un curs sau într-o să caut un facilitator sau într-un fel să citesc sigur, o carte da. Sau o călătorie inițiatică. Când omul a decis că vrea schimbarea, tot nu-i de ajuns. Pentru că el va urma până la... Va urma niște pași, e esențial, într-adevăr, să decidă. Dar va urma niște pași, tot timpul secondat, de partea din el care îi spune că e bine sau nu e bine să facă anumite lucruri și de... Tot timpul din niște alegeri conștiente... Și totuși, în adâncuri, când însemnând în subconștient, că putem să spunem lucrul ăsta, fără să sperie pe cineva cuvântul adâncuri, dar în adâncurile ființei, să fie oricum direcționat de o altă parte din el, mult mai puternică, care are un adevăr diferit de cel pe care el l-a ales
să-și schimbe viața, da? Da. Și atunci are nevoie de ceva care să-l ajute, cum să zic, că dacă eu conștient nu pot să o fac, o să fac în așa fel încât să fiu forțat să fac acel lucru. Da. Știi cum e? Ca și cum îți dai foc la corăbii înapoi, ca să nu mai ai nicio șansă de a face ceva. Când vrei să te lași de dulciuri, nu te duci și să mai cumperi încă o sacoșă cu dulciuri. Renunți din start. Renunți. Și nu te mai duci în magazin. Da. Și dacă te privezi un pic de... Și dacă poți... De tentație. Și dacă poți, te duci un pic și într-un loc, să zicem că ți-ai câteva zile la mănăstire, te duci departe unde cel mai departat magazin de dulciuri e la 5 km și tu n-ai mașină. Da. Înțelegi? Da. Da, ce spun? Compar cu asta aceste călătorii, da, inițiatice. Da, 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 pentru că supermarketul e la parter și pot să mă duc să-mi cumpăr, chiar dacă eu nu mi-am făcut proviziile de ciocolată, dar știu că dintr-o pulsiune imediat mă duc și-mi găsesc rezolvare. O zice, a, n-ai voință, nu știu ce, stai puțin, că nu vorbim numai de asta, vorbim de rând, dureri, comportamente, vorbim de subconștient, nu știu, care până la urmă, la un moment dat, o zici, mă, dar n-avem niciun control, nicio voință. Ba da, ba da, ba da, până la un punct avem toate aceste lucruri. Dar după aceea sunt subtile oportunitățile pe care le avem în viață de a face sau nu o schimbare. Sigur. Și le alegem sau nu le alegem. Că numai de vei, le alegi cu mintea conștientă, începi să faci compromisuri. Zici, da, da, dar, adică stăm în relații toxice, avem comportamente, poate, lucruri, comportamente care nu ne servesc, am putea, și o să zici, nu poți prin voință să schimbi lucrurile, poți până la un anumit nivel, asta vreau să spun. Da, am vorbit până acum de procesul acesta inițiatic al coborârii în sine, da? După care renaști într-o călătorie inițiatică. Povestește-mi puțin cum arată renașterea, fiindcă e foarte important. Vine, o simți ca stare cu grație. Deci este o stare de grație, ești ușor la propriu și la figurat și te întâlnești acolo cu tine în tot ce... Asta a fost fascinant și legătura pe care am făcut-o cu Matrix Reimprinting, pentru că exact cum facem noi în Matrix, ne reîntâlnim cu părți din noi, le spunem ecouri, care este abrevierea din engleză nucleilor energetici, conștiența acestor holograme energetice, da, da, da. Da? Holograme energetice, copilul interior, sine mai mic, fiecare, da, le spune, da, da, da. Lucru cu părțile, da? Okay. Convenim că știm ce înseamnă lucru cu părțile, cu părțile din noi care au suferit. Le regăsești în această călătorie inițiatică, am regăsit Matrix Reimprinting, cum îl aplicăm noi până într-un anumit punct, acolo în experiența aceea trăită pe viu, unde îți vezi nevoile, fricile, deopotrivă, ți-e dat să trăiești ca și cum, îmi vine să zic, multidimensional. Deci să-ți vezi părți din tine care ți alcătuiesc întregul și să te vezi și în raport tu cu tine ca și puternic, tu cu tine ca fiind slab, tu cu tine ca fiind în nevoie, tu cu tine ca fiind în întreg. Este greu de explicat prin cuvinte, dar acest lucru cu părțile și o reamprentare pe care noi o facem printr-un proces de lucru conștient în reimprimarea matricei informaționale, acolo o faci automat în timpul călătoriei șamanice. Ok. Dar cu multe elemente de aici, pentru că doamna despre care ți-am povestit că a făcut acest centru m-a întrebat la un moment dat, fascinată fiind de lucrul cu care mă ocup, zice, spune-mi câteva vorbe. I-am spus și zic, facem ce faci și tu până la un punct, uite, asta facem. În plus, noi aducem niște stări pe care tu le aduci în călătoria șamanică în felul tău, noi le aducem în felul ăsta. Vai, zice, ce frumos, înseamnă că ați furat de la mine. Și a început să râdă. Nimeni n-a
furat de la nimeni, evident, există, da, în câmp toată cunoașterea și fiecare o pune într-o poate anumită accesa formă. Și o pune într-o formă, da. Da. Revenim puțin în a doua parte a rubricii de carte, deocamdată din nou scurtă pauză. Cartea lui Ștefan se realizează în această seară împreună cu doamna Liliana Stanciu, trainer EFT, și subiectul serii este călătoria șamanică fără șaman. Liliana a adus o carte care mie îmi place foarte mult, am avut ocazia să o citesc și eu acum câteva luni și pot să spun că mi s-a părut o carte foarte interesantă, dar vreau să te rog pe tine să spui titlul, autorul și să îi faci o mică recenzie, ca să zic așa, da, pentru telespectatorii noștri. Chiar mică, astfel încât oamenii să se poată bucura de ea. Pentru că am vorbit de călătoria șamanică fără șaman, adică de cunoaștere interioară până la urmă, și am stabilit că acolo am regăsit mare parte din reprogramarea matricei informaționale. Da. Am adus o carte chiar scrisă de fondatorul acestei tehnici, Carl Dawson, împreună cu coautoare Kate Marilat. Este o carte practică, așa cum îmi place de obicei să aleg. Se numește Transformă-ți convingerile, transformă-ți viața. Cred că e un titlu sugestiv, nu? Sigur, da. Noi știm că totul e dat de convingerile noastre. Tehnici EFT, se folosește termenul tapping, nu-mi place să-l folosesc în română, dar devine un cuvânt în sine. Ce înseamnă tapping? Cum se traduce? Tapping vine de la tap, de la a tapa, chiar se traduce a tapa. Ok, da, în română poate să aibă alte conotații. Da. Bineînțeles, a presa, a stimula puncte energetice. Vă aduceți aminte, din tehnicile de eliberare emoțională, noi presăm anumite puncte, capete de meridian, pentru că avem nevoie să ducem energie acolo unde a fost întreruptă. Și iată, avem un termen în sine, tapping, folosind reprogramarea matricei. Este o carte practică pentru că ne vorbește în două părți, structurată foarte bine în două părți. În prima, despre magia tehnicii, cum se îmbină ea cu EFT-ul, cu EFT-ul, hai să-i spunem abrevierea cu exprimarea în limba română. Și în a doua parte, deci vorbește despre magie, de ce e magică, ce se întâmplă, și anume faptul că noi nu schimbăm niște amintiri. Pur și simplu amprentăm o stare. Noi nu schimbăm trecutul. Și o să spui, modul cum îl o să spui bine, dacă viitorul și prezentul meu și viitorul, dar prezentul este influențat de trecut și eu nu mai pot schimba trecutul, dar te învață cum să schimbi stări pe care le-ai avut în trecut, că nu întâmplările, oricât de bizar ar suna, nu întâmplările ne-au adus unde ne-au adus, ci ceea ce am trăit noi la nivel emoțional și psihic din cauza sau datorită întâmplărilor, după caz, da? În funcție de cât de ușoară sau grea a fost viața noastră. Iar în a doua parte sunt efectiv studii practice, aplicabilitate, teme pentru anxietate, fobii, durere, controlul durerii, că tot vorbeam de control. Sunt teme generale de interes în care, ca tipare, cum să zic, și eu pun exerciții pe site și lumea zice, faceți-mi și mie un exercițiu pentru hipertensiune. Nu există așa ceva. Aplicabilitatea 100% e dată, că de-aia îi chemăm pe oameni la cursuri. Da, vino, învață cum să aplici, pentru că nu există un secret. Există o rețetă, vorbeam de rețetă mai devreme, un tipar general. Nu o să funcționeze 100% pentru fiecare. Trebuie să înveți să-ți faci propriile cuvinte. Totuși, și propriile abordări. Totuși, există într-adevăr niște repere generale, niște statistici, niște convingeri care sunt întâlnite mai mult limitative pe o anumită speță decât pe alta. Da, și da. Pentru că sunt date aici, categoric ajută. E de ajutor. Dar asta rugăminte am la toată lumea. De câte ori citiți o rețetă, o carte, o ceva sau exerciții pentru,
Nu există. Nu există. Pentru așa că ceva. Tu ai exact traume cu tâi mare sau cât mic, nu contează. Tu ai toată viața ta legată de niște fire specifice din viața ta. Da, corect. Și trebuie să precizăm că pentru afecțiuni ale sănătății se merge la medic, eventual se fac analize, se iau medicamente și așa mai departe. Doamne, nici acelea nu ne gândim. Sunt, când spunem controlul durerii... Astea nu sunt procedee intenționate pentru tratarea unor afecțiuni. Nici într-un caz medical, și unul din cele mai importante butoane de pe site este cel în care spun clar că tot ceea ce discutăm nu sunt tehnici alternative sau eu știu ce. Sunt, deci nu fac nu. parte din, nu, sunt, vorbim din de lucruri respectiv care pot fi încadrate la dezvoltare personală, creștere spirituală, o autocunoaștere. Cred că suntem cu toții destul de deschiși încât să înțelegem că atunci când trebuie mers la doctor, trebuie mers la doctor, de preferat să găsim doctorul cu care putem discuta și aceste lucruri, care să înțeleagă că există, să ne ajute și să ne vindecăm din punct de vedere integrat. Există medicină funcțională, cred, și da, există la noi în țară, da, am înțeles. O ramură și, de acest da, gen și în România. Care abordează individul, care tratează individul ascultându-l și văzându-l și cu remedii și medicamente și procede da. Pentru toate sistemele lui. Ultima pauză din emisiune și revenim cu rubrica de recomandări. Recomandările săptămânii se realizează împreună cu doamna Liliana Stanciu, trainer acreditat EFT, la sfârșitul unei emisiuni în care am vorbit despre călătoria șamanică fără șaman. Liliana are o bogată agendă de cursuri și activități și cred că cel mai bine ar fi să o las pe ea să vă spună așa pe scurt și în mare cam despre ce este vorba. Liliana, da, mulțumesc. Zâmbesc, te rog frumos, zâmbesc da. Larg și nu mă pot abține că ai spus la sfârșitul unei emisiuni călătoria șamanică și, fără șaman și am zis, mă gândeam, nu, trebuie să fie doar prima parte a emisiunii și multe alte părți pentru că eu n-am apucat să spun decât da. o picătură într-un ocean, dar m-aș bucura mult dacă lumea a înțeles că e bine să exploreze subiectul sau de interes, nu neapărat bine. Da, cursurile sunt, nu știu dacă sunt multe, sunt puține și bune, adevărate. Eu mă bucur nespus că parcă am dat de un filon de aur cu această învățătură a tehnicilor energetice de care am fost atrasă începând din 2010, iată sunt 8 ani. Este cursul de tehnici de eliberări emoționale, de da, care vorbeam, da, da. Nivelul 1 și 2, care sunt cursuri de bază pentru a ne ajuta pe noi în tot ce înseamnă emoții care negative. Care vor fi atât în București cât și în Cluj, trebuie da. Să spunem treaba da. Asta, unul luna aceasta, unul în martie. Da, în fiecare lună da. Avem cursurile acestea, okay. acolo okay. unde sunt solicitate. Într-adevăr și în februarie și martie. Hai să spunem și despre Carl Dawson, că ai reușit iar să-l... Iar în aprilie vine el cu metoda pe care a creat-o, reprogramarea matricei informaționale, nu SF, este în legătură cu foarte multe practici de terapeutice, dar este de cunoaștere și autocunoaștere și de rezolvare a unor probleme pe care le avem în viața noastră, chiar și atunci când nu suntem conștienți de ele. Rezultatele sunt remarcabile. Odată ce faci cursul ăsta, e un curs de practician, de aceea e nevoie să ai nivelul tehnicilor EFT de bază. Nu-l poți aplica până când nu ai acea bază. Dar odată deci dacă ești practician, cum să zici, știi cum e? Faci cursurile EFT de bază și după aceea faci Matrix și nu vrei să mai... Parcă nu mai vrei să mai știi de nimic altceva decât cursurile. Atât sunt de ușor de aplicat și de frumoase rezultatele. Da, și
Ai putea să spui două cuvinte călătoria, și despre călătoria șamanică, da. În iulie sunt acolo. În Brazilia? În Brazilia și îmi vine să spun că mult timp de acum încolo. Cât va vrea Dumnezeu? Da, așa este. Am să te rog acum pe tine să spui o frază de încheiere în legătură cu subiectul emisiunii de astăzi și apoi ne vom lua la revedere de la telespectatori. Da, și când spun întunericul se află în mintea noastră, nicăieri în afară, asta vreau să fie lucru cu care las lumea la final, asta este ceea ce vreau să spun, este un lucru pe care mi-a fost arătat, trăit, în sensul de trăit de mine în timpul călătoriei șamanice. Când am spus că voi fi în iulie acolo, nu voi fi numai eu singură, ci un grup de 20 de oameni, deci toți cei pe care vor să experimenteze acest lucru. Da, asta vreau să spun. Apropo de întuneric, de control, de limitări, le căutăm în afară sau le căutăm în interior și poate nu știm cu exactitate unde și sub ce formă ni se vor revela, în minte sunt. În minte, în sensul, în procesele noastre mentale, acolo găsim întunericul de care ne e frică sau limitările de care ne e frică, controlul pe care credem că-l avem sau nu. Deci e o călătorie de regăsire a noastră, de mine cu mine, de cu mare. Da. Încă o dată îți mulțumesc pentru prezența în emisiune, Liliana. Mulțumesc și eu pentru invitație. Să ne revedem cu bine și cu alte ocazii. Dragi prieteni, vă doresc să aveți o săptămână minunată. Să ne reîntâlnim sănătoși sâmbăta viitoare în jurul orei 19 la Dialoguri între minte și inimă, numai și numai la televiziunea 6 TV.